All the animals come out at night. Buggers, queens, fairies, dopers, junkies, sick, venal. Salut, prieteni ai basketului! Bine ați venit la emisiunea pilot Supa Nou. Prima ediție, sperăm noi, nu și ultima. Noi suntem echipa de la Supa Nou. Eu sunt Andrei. Ei sunt prietenii mei, Gaf și Florin. Servus! Noi suntem trei prieteni, trei fani ai basketului și ai NBA-ului în special. Și ne-am gândit noi să, de ce nu, să facem o emisiune pentru ceilalți fani ai basketului, care sperăm noi că sunt tot mai mulți. Le vorbim noi despre basket ca să nu trebuiască ei să se uite. Da. Sau nu, să se uite, da? Pentru unii e greu să urmărească dacă au joburi, să se trezească noaptea. Na, mai ales NBA-ul e un pic greu de urmărit, dar mulți dintre noi facem sacrificii ca să fim la curent și să urmărim spectacolul din NBA, care na, este un show până la urmă. Nu o să vă zicem mare lucru despre noi, pentru că nu e mare lucru de spus. Suntem trei prieteni, lucrăm la aceeași corporație, suntem corporatiști, dar pe pasiunea care ne unește este basketul și mai ales basketul nord-american. Urmărim fenomenul de mult din liceu, majoritatea, nu știu eu, de prin 97-98, voi cred că tot cam așa. Poate cu apăiețele lui Covin basket. Când a fost aia? 96. De început. Da, Gafi e cam cel mai veteran, el urmărește de cel mai mult timp. Da, și eu cel mai recent. A, nu cred că eu sunt cel mai recent. Oricum, 2007-2008. Da. Eu am avut o perioadă foarte lungă de pauză, mai ales timpul facultății n-am mai putut să urmăresc și abia în 2010 m-am reapucat la modul serios, când a fost finala aia cu... Cine a fost? Lakers cu... Bine, da. Lăsat. Eu atunci urmăream pe Phoenix Suns, că îmi plăcea Dene și îmi plăcea Suns și eu urmăream că n-au ajuns în finala conferinței de vest. În 2010 am reînceput serios să urmăresc NBA. Bun, de atunci au trecut multe finale. N-are sens să vorbim acum prea mult de istorie. O să vorbim de finala de anul trecut. De sezonul trecut, de fapt, din 2014, care a fost foarte bună. A fost reeditarea, practic, finale din 2013, Miami cu San Antonio Spurs. Deci de-aia ziceam că e bună. În principiu, cred că a fost cei mai buni în NBA. Ai văzut două echipe care exemplificau foarte frumos așa contradicția între o echipă care e talentată în esență, au adunat cei mai buni jucători, au pus să joace împreună, succes instant, nu trebuie să muncească pentru ei, și Spurs, care din 99 sau din 98, cam cu aceiași trei jucători de bază, au rotat mulți jucători, au făcut investiții bune în jucători, au adus jucători tineri, au printre, cred că cea mai bună organizație și printre cei mai buni antrenori din NBA. Și eu sunt foarte fericit că am câștigat. Da, trebuie să recunosc că și eu m-am bucurat. Cred că și Gaf s-a bucurat. Absolut, e da. Mare, o surpriză într-un fel, dar plăcută, să zicem. Toată lumea așteptându-se să câștige Heat, a fost cel mai bun jucător. Miami a jucat 4 finale consecutive, ceea ce în sine e un mare achievement, adică na, e greu să obții chestia asta. Au câștigat 2 dintre ele, au mai pierdut-o pe prima jucată cu Dallas, da. Dar oricum, na. Dar în același timp, hai să nu ne cântăm atâtea. Da. Miami, adică Spurs aproape au câștigat și finala de acum de ani. Da, corect. Iar anul ăsta chiar asta pot să zic că au dominat, da. Au controlat. Na. Până la urmă, ăsta e basket frumos. Adică vezi oamenii, plimbă mingea, nu e... S-a ajuns la 5 care... sau la 6 meciuri? La 6 meciuri. Din păcate, trebuia să... Da. By the way, am auzit că din cauza asta ratingul a fost un pic mai mic decât la finalul de anul trecut, pentru că au fost numai 6 meciuri, nu a fost 7. Nu a fost un meci decisiv în care n-a fost toată națiunea. Da, n-a fost de la care să se uită tot americanul. Da, oricum a fost spectacol. San Antonio, jocul lor clasic de echipă, foarte eficient. Greg Popovich, cel mai bun antrenor activ la NBA în momentul de față. Cel puțin anul trecut. Da.
nu prea îi dau lui ăsta premiul de cel mai bun antrenor, că e cam grumpy el așa, cum se... Azi e plicticos. Da. Bine, dar, na, dincolo de faptul că au obligație să vorbească cu presa și să se simtă, mă rog, să zâmbească și să se simtă bine, antrenorii nu trebuie să fie neapărat cei mai prietenoși oameni. Corect. Și bine, mulți din ăștia mari nu erau și experiența lui nu mai trebuie să dovedească nimic, omul e și face treaba și o face foarte bine. Bun. Gaf, hai să vorbim acum de impactul care a avut finala asta asupra carierei lui LeBron James, care este cel mai bun jucător din basket la momentul actual. Nu știu, te așteptai la mișcarea asta? Credeai că o să plece LeBron de la Miami? Eu sincer nu mă așteptam. Eu, dacă s-ar fi putut pune la pariuri, aș fi pariat că nu pleacă LeBron de la Miami, fiindcă avea treaba foarte, mergea bine, câștigase două titluri, de ce n-ar mai câștiga încă vreo 3 sau 6, cât visau ei, fără număr? Da, lumea, cred că încă de dinainte a începerii play-off-ului, s-a gândit că vor fi două scenarii posibile pentru ceea ce va urma după finală, cazul lui LeBron James. Și așa de mult are lumea așteptându-se să câștige, bine, nu la fel de ușor, să zicem, ca altă dată, dar să câștige finalmente. Cel mai probabil scenariu ar fi fost, evident, să rămână, avându-și pe Patrick Riley acolo, care e un colos, să zicem așa, în NBA. Un element care îți generează încredere și îți dă probabil stabilitatea de care ai nevoie ca să rămâi la o echipă. Celălalt scenariu, bineînțeles, că era să plece și toată lumea se gândea, evident, la o întoarcere în Cleveland, pentru că a rămas totul deschis, să zicem, ca o carte deschisă acasă. Lumea l-a hulit când a plecat. Așa. Și a rămas într-un fel un gol în el, așa, și o dorință lăsătoare de a se întoarce și de a avea succes în orașul de unde a plecat. Că Florin zâmbește, nu știu. Băi, sunteți naivi. Una la mână, că nu știu cât gol a rămas în momentul în care oamenii din Cleveland i-ar dea tricourile cu 4 ani de aplicare. Da. Așa. Și... Eu ziceam de el, de LeBron, nu m-am referit la... neapărat la... Bun, în principiu sunt de acord cu tine. Dacă câștigau, cine e lucrul echipă care a câștigat, ar fi zis, hai să mai stau un an, doi, cu un Dwayne Wade care îmbătrânește, dar am câștigat ca anul ăsta, cine știe ce mai poate să întâmple. Așa a pierdut, a zis, om, am ajuns de 4 ori în finală, am câștigat 2. Nu e rău, dar cred că motivația principală e financiară. Adică dacă e să stăm așa, să gândim puțin la rece, el a renunțat la bani ca să vină aici. Da? Să joace cu Boston, să joace cu Wade. Să joace toți trei, au renunțat la bani. Au renunțat fiecare la bani. N-a luat niciodată până acum. Și e, cum ziceai, cel mai mare jucător de basket în viață. Da, n-a avut niciodată salariu maxim, ceea ce n-a nu te-ai așteptat fiind vorba de LeBron James. Da, și... În Cleveland are posibilitatea asta. A semnat contract doar 2 ani de zile. În 2016 expiră dealul de televizare a NBA-ului. Cu nou deal o să fie un influx de bani, o să crească salariul maxim pe care poate să-l ia și la 32 de ani o să împușcă un contract de 5 ani de zile. Salariul maxim o să retragă un învingător din joc cu 4 finale cel puțin, că rămâne de văzut. Probabil o să mai joace până atunci. Da, cred că probabil e un pic din ambele chestii, totuși merge la el acasă, unde are toată familia și are suport. Așa, fanii ăia care au ars tricourile au uitat pe țipul pe picioarele acum. Și acea scrisoare, extrem de... Da, scrisoarea care a publicat-o în... Patronul pe site-ul echipei. Nu, LeBron. LeBron și-a anunțat într-o revistă. Întoarcerea, eu mă refeream la... scrisoarea care a scris-o patronul, cum că LeBron nu va câștiga un campionat înainte de Cleveland. Da. Asta s-a uitat acum toate, it's all ancient history, nu mai contează. Da. Ca să vezi puterea dolarului. E bine și pentru Cleveland, e bine și pentru LeBron, e bine și trebuie pentru fani. Trebuie să ne gândim. Toată lumea e fericită. Da. Miami o câștiga totuși două titluri, o juca poate finale. Da. Nu ei poate să zică că... Ei nu cred că sunt fericiți. Dar... Da, nu cred că sunt fericit, dar... Eu cred că James a întors... O să vorbim mai încolo, o să vorbim și despre Miami, o să vorbim și despre celelalte echipe puternice din Est.
avem despre ce să vorbim. Hai să vedem un pic acum care sunt implicațiile. E totuși cea mai mare știre și cea mai mare mișcare a acestei veti. LeBron s-a întors la Cleveland. Să vedem ce mișcări au mai fost la Cleveland și cam care, cum s-a schimbat un pic echilibru în conferința de est. E tot slab. Da, e adevărat. Dacă te uiți din avion de sus, da, e într-adevăr estul față de vest e mult mai jos, dar totuși parcă se mai mișcă lucrurile și a început și acolo. Bine, oricum Cleveland cred că o să fie o echipă foarte interesantă de noi. Eu care nu eram mare fan Miami Heat pentru că nu mi se părea că stilul la care se pretează o echipă din asta formată numai din vedete e foarte atractiv. Nu trebuie să intri neapărat în combinații, jucau la izolare pentru LeBron sau pentru Wade, contraatacuri în care ăștia se descurcau super bine și Sărmanul Boș ajungea să joace doar la recuperare sau panou și să salveze situația când unul din cei doi mari nu jucau bine sau nu jucau deloc. Și acum la Cleveland cred că o să fie un pic mai interesant. Una la mână, Kyrie Irving, eu obișnuit să țină el mingea la el. Și aici o să fie distractiv de văzut cum se împace cu LeBron, care e și el. Să vedem mai întâi, deci că Cleveland a făcut mai multe mișcări și mișcări solide. Bune. Principal Kevin Love, care în fine în contract nu e încă semnat, dar la cum vorbește toată lumea, inclusiv LeBron, e clar că Kevin Love o să ajungă acolo. Bine, dar în general cred că a fost niște mișcări interesante. În primul rând că ei au avut cel mai promițător până jucător din anul ăsta și l-au dat pentru Kevin Love, care e un power forward foarte talentat. Hai să zicem un pic exact care a fost, deci să facem un schimb de jucători. Kevin Love vine de la Minnesota la Cleveland și Cleveland dă pe Wiggins, Andrew Wiggins, care a fost primul pick în draftul de anul ăsta, pe exact. Anthony Bennett, care a fost primul pick în draftul de anul trecut. Mă rog, încă niște avantaje pe viitor pentru cei de la Minnesota, care mai au și un power forward bun, te deseam de la Philadelphia. Da. Și ca să se închidă cercul foarte frumos, pic în prima rundă de anul viitor din draft, pe care o luaseră atunci când l-au dat pe LeBron James Cavaliers, au folosit acum ca să o dea la, la Philadelphia pentru înfruntarea. Da, foarte tare. Puțin running back, clar. Da. Da, și-au făcut mutările astea care în sine sunt interesante. În loc să optezi pentru un jucător tânăr, dinamic, care avea toată cariera în față și care toată lumea zice că o să fie un mare superstar în NBA în anii care vin, au luat un jucător care e dovedit, care are și minusurile lui, a se vedea apărarea. Dar, da. Și împreună cu Kyrie Irving au un nou Big Three cu care se bate la campionat. Da, nu mai e Big Three-ul de la Miami, o să fie Big Three-ul de la Cleveland. Da. E o schimbare destul de mare, mai ales pentru Kyrie Irving, care nu o să mai poată să țină minge atât de mult. O să trebuiască să nu joace mai mult pick and roll, mai mult dă și du-te, cum zicem noi, la 3-3. Dar Kyrie a arătat că are potențial foarte mare. E clar undeva în primii 20 de jucători. Da, mă gândeam ca și coordonator de joc, cred că e primii 3-4. Sunt mulți în NBA, dar da, sunt foarte mulți, dar e undeva în top 5 acolo. Top 5. Și Kevin Love vine cu 26 de puncte pe meci, 12 recuperări anul trecut. Probabil că o să dea mai puține puncte anul ăsta, dar mai multe recuperări, o să aibă... Da. Da, nu o să mai fie atât de stresat. O să fie o echipă interesantă, dar mie mi se pare că nu au făcut câștige anul ăsta campionatul. Adică, în primul rând, nu există, mai trebuie să lucrezi puțin la chimie. Oamenii ăștia n-au jucat împreună. Anul trecut, Irving și Dion Waiters, de exemplu, nu se înțelegeau foarte bine. Dion Waiters a rămas și probabil va începe și anul ăsta la shooting guard. Plus ca un antrenor nou. Da, un antrenor asta m-a surprins, de care n-a auzit nimeni. Nu știu nimic. E venit din Europa. Din Europa, bineînțeles. Da. Și anul ăsta va schimba total atmosfera și poate trebui să
Da, o să fie... Adaptez rigorilor dintr-un campionat suprem, da, ca și competiție. Dar în ce? Unde? În Spania sau unde a fost? În Liga Europeană, nu aș putea să vă spun acum exact unde. Mm. Na, oricum, o să fie interesant. Un antrenor care la nivelul NBA-ului nu e dovedit și care trebuie să antreneze cel mai bun jucător din lume în condițiile în care dacă pierd 3 meciuri consecutive, deja o să fie scandal. Deci, da, le prevăd un sezon interesant, dar s-ar putea să aibă probleme înspre final. Sigur ajung în play-off, apoi mai departe. Da. Ca și minusuri, ce vedeți la ei sau unde credeți că o să fie probleme de apărare? Da, pe în principiu Kevin Love nu era un apărător strălucit nici până acum. Kyrie Irving nu era un apărător strălucit nici până acum. LeBron, în schimb, vine cu o reputație de apărător foarte tenace și... Ar trebui să-i mai mobilizeze și pe ăștia la doi să... Zi-o pe ăștia, pe la ei. Depinde foarte mult de antrenor. Eu cred că depinde foarte mult de antrenor. Uite, în Chicago, Thibodeau a venit cu strategia lui de apărare mai întâi și și-a impus viziunea, indiferent cine a fost în echipă. Că a fost cu Rose, că a fost fără Rose, că a fost cu Boozer, care în sine e o catastrofă în materie de apărare. Depinde. Hai să vedem celelalte echipe din Est. Am vorbit de Cavaliers, care clar o să fie în play-off și o să fie în față în play-off anul ăsta. Hai să vedem celelalte echipe cu potențial. Să vorbim de Bulls. De fapt, să vorbim de Rose. De ce se mai întâmplă cu Rose, care știm că n-a jucat săracul de 2 ani de zile cu încă genunchii stricați. Da, dar să știi că Rose nu e Bulls. Adică Bulls nu e doar Rose. Bine, da, Rose. Da, ideea e că Bulls fără Rose e o echipă de play-off, cum a fost și anul trecut, dar cu Rose poate fi cu Rose care să fie cu Rose, cum era doi el. Cu 2 genunchi valizi. MVP-ul. Ar putea să fie chiar în finală și de ce nu să câștige titlul. Așteptările sunt la Chicago de mult timp. Na, asta e marea întrebare. Ce o să facă Rose, dacă o să fie ok să joace sau nu. Deocamdată n-am văzut mare lucru. Da, e... Chicago are nevoie de un jucător care să... cumva să fie răspunsul către Cleveland cu James. Să fie acel jucător pe care îl pui, să zicem, pe imaginea, să zicem, a partidei în care, sau pe posterul partidei, să zicem așa. E titularul cel mai important și James fiind la Cleveland, e nevoie de o polaritate de genul ăsta. În Bulls n-au mai făcut vreo mișcare acum, în doar asta mai luat pe cineva, mai nu prea. A, pe Gasol, da. Bine, după ce au încercat fără succes să le ia pe Carmelo Anthony, mă rog, ei au încercat, au avut o strategie destul de agresivă așa și nu le-a ieșit nimic și au rămas cu Pau Gasol ca și primul de consolare. Dar în schimb, ceea ce nu-i rău. Nu, Pau a cam îmbătrânit, dar încă poate să-i ajute, adică na, și are experiența de a juca finale. Da, a luat titluri cu copii. Deci un bun creator de oportunități pentru ceilalți. Da, bun pasator. Da. Da. Oricum, cum ziceai, locul 4 anul trecut, anul ăsta clar s-a întărit, a revenit Rose, cu toate că n-a jucat de 2 ani de zile, a jucat vreo 10 meciuri în ultimele 2 sezoane, accidentări la amândoi genunchii. E greu să fii foarte încrezător în abilitatea omului să revină după 2 ani de pauză și să fie din nou zmeul care a fost cândva. Dar deocamdată joacă 12-13 minute pe meci și nu mi se pare extraordinar în formă. Bine, poți să zici că mai îi trebuie un pic de rodaj. E consecința directă a celor 2 ani de absență, clar. Dar oricum, Bulls cred că o să ajungă departe. Cred că cel puțin o semifinală prin anul ăsta. Mi se pare o echipă foarte puternică, constrictă și au și rezerve. Au câteva rezerve bune. Snell, Henry, Taj Gibson, care a fost titular zgonunț, dacă nu... Aaron Brooks l-a luat pe legător. A luat și pe Aaron Brooks. Da. Așa. O căruță de puncte pe meci din postura de rezervă. Deci sunt o echipă completă, au un antrenor bun și principii foarte solide, bazate pe apărare. Și au votul meu. Știi că mie îmi place să văd acolo apărare solidă, vreau să văd când se bat oamenii sub panou, când îl văd pe noua. Da. Prea frumos. Au un joc frumos, Bulls.
Acum întrebarea o să fie dacă, după mine, dacă poate să, dacă sunt mai bun decât Miami, dacă poate să ajungă în defavoarea lui Miami în... Decât Miami anul trecut sau decât Miami anul ăsta? Decât Miami anul ăsta, că de asta trebuie să vorbim și despre Miami, adică nu, am vorbit despre LeBron, dar totuși n-avem cum să ignorăm pe Miami, chiar dacă au rămas fără LeBron. Ei au avut confruntarea directă acum 2 ani, Chicago cu Heat, și după un început foarte promițător, conduși de Derrick Rose, echipa n-a putut să țină pasul cu Miami, da. Și a pierdut finalmente. Da, dar era alt Miami. Da. Atunci hai să vedem ce s-a întâmplat la Miami, ce mișcări a făcut Miami, că Miami a făcut niște mișcări destul de interesante totuși. Având atât loc, să zicem, mai ales ca și sume care puteau să le oferă jucătorilor. Da. Ar chiar să explicăm, poate multă lume nu știe, în NBA echipele au limită de buget și pentru salariile jucătorilor și dacă depășiți acea limită să plătesc penalități care nu sunt destul de consistente și na, asta ajută ca liga să fie competitivă și echipele să fie cât de cât echilibrate. Că sunt puține echipe care își permit să plătească penalizările. Bun, hai să vedem ce mișcări a făcut Miami. Au pierdut cel mai bun jucător din basket și au luat la schimbă vreo 2 jucători solizi. L-au luat pe Loden, care e un jucător foarte bun și în apărare și nici în atac nu ți-e rușine cu el. A fost, da, întâmplător, a jucat la Bulls. Loden, care, by the way, a plecat de la Chicago, da. Adică Chicago a pierdut totuși un jucător nu bun. Direct, da. Da. Om a schimbat, cred că e a 4-a echipă într-un an și da, a trecut pe la Toronto, pe la Cavaliers și acum s-a... Da, oricumva neașteptat pentru el. Dar oricum, un jucător bun care e și el la 30 de ani, în vârful carierei, foarte capabil, de încredere. Adică e mai rar găsești un jucător care să ai încredere 18 puncte pe meci, 7-8 pe în fiecare seară. Da, nu, el era om de bază la Bulls. Plus, mult timp i-a dus în spate aproape. Da. A dus calupul minutelor la Bulls, da. În anii în care Rose a fost accidentat. Mai Danny Granger, care e ultimul proiect de reclamare profesională al lui Pat Riley, care după ce l-a adus pe Oden acum vreo 2 ani, l-a adus pe Granger și încearcă să-l aducă din nou în lumina reflectoarelor. Dacă dă măcar jumate din alea 26 de puncte pe care le vedea acum 2 ani, echipă, să fie o echipă foarte bună. Și marea... Ce zici de Granger? Îți plăcea de el când era star? E genul de jucător care a fost foarte, foarte bun și a avut o cădere și e greu de zis acum ce va face în viitor. Ideea e că la Miami va fi nevoie să vor crea foarte multe oportunități de a arunca shots. Pentru că în lipsa lui James, plăcând un jucător așa bun... Cineva trebuie să umple o gaură foarte exact. Mare acolo lăsată de lucru. Deci nevoia pentru el există. Acum dacă el va concura la parametrii care... Si e nevoie de el, vom vedea și atunci asta va determina și numărul de minute care le va juca. Mie mi-a plăcut de la Pacers, mi s-a părut că Pacers au făcut o mișcare proastă când l-au scăpat de el. Într-adevăr a avut accidentări destul de urâte, dar eu încă cred că omul poate să mai joace. O să vedem. Cred că acum Pacers regretă, având în vedere că s-a accidentat Paul George, a plecat Lance Stevenson și le-ar fi fost util un scorer în echipă. Da, regretă și cam rod unghiile, da. Da, Paul George, nu știu dacă ați văzut filmulețul accidentarea lui Paul George, mie parcă s-a rupt ceva în mine când am văzut, a fost groaznic. Nu mă uit la Snuff Movies. Da, exact. Da, mi s-a părut groaznic. Am văzut-o chiar în direct și s-a oprit tot meciul. E prima oară când național american a întrerupt un meci. Da. Într-adevăr, o accidentare foarte urâtă. Indiana, din păcate, după ce erau pe val și lumea s-așteptau să-i bată pe Miami anul trecut, acum, din păcate, sunt foarte la vale, după mine. L-au pierdut pe Paul George, care era cel mai bun jucător al lor. Lance Stevenson, care era în ascensiune. Da. Stevenson, care a fost, cred că, cea mai bună rezervă. Și a produs liga în Triple Doubles anul trecut. Ah, da, Triple Doubles. Da. Da. Și atunci cere să fii bun în 3 categorii ale jocului și nu e mare lucru. Da. E chiar foarte chiar greu. E mare.
Da. Dar oricum o luase la Valencia de anul. Adică performanța lor în ultima bucată din sezon și în play-off a fost din ce în ce mai slabă. Oamenii lor de bază, de echipă, au avut o producție foarte slăbuță și cred că psihologic, mai ales acum cu accidentările astea, nu sunt pregătit să fie la nivelul de, la care a fost în acest. M-aș mira, sincer, nu m-aș mira de fapt să nu prindă pe eu. Da, Len s-a dus la Bobcats, nu? S-a dus la echipa lui Michael Jordan. Hornets de anul. Da, Hornets, care cum se cheamă de anul ăsta, au revenit la numele de Hornets. Ei au l-au pierdut pe Josh McRoberts, care s-a dus la Miami. Din nou Miami a avut o mișcare punicică, adică nu, e un jucător cât de cât cu experiență. Da, și cu potențial, că e încă tânăr. Câți ani are ai de cam? E ceva de genul 25-26, cam așa. Așa tânărie? Aș fi zis că e mai bătrân. Nu, e tânăr. Jucător tânăr. Și un paru forward care e ala Chris Bosh. Are cap, nu e Chris Bosh, evident, dar are capabilitatea să extinde terenul, dă de 3 puncte. Oricine se apără la el trebuie să-l alerge și pe la linie, nu doar să stea sub panou. O mișcare interesantă. Eu vă zic că anul ăsta Heat o să surprindă pe multe lume. Eu nu cred că sunt atât de slabi, că zice lumea, după ce a plecat LeBron. Da. Și eu cred că la Cleveland o să dureze un pic până o să meargă lucrurile, o să fie un pic de chimie, o să obișnuiască oamenii cu alții. Nu o să vină așa, n-are cum. Nici la Miami, când au venit cei trei, nu s-a întâmplat din primul an. Eu nu cred că o să întâmple nici la ei, dar o să vedem. Am vorbit un pic de Charlotte, care e o echipă în ascensiune. Jordan face la acolo încet, dar cred că face bine până la urmă. L-au adus pe Jefferson. Încă de anul trecut, care a făcut treaba acolo. Au un point guard bun, au un coordonator de joc bun. Da. Kemba Walker. Dar tot nu. Adică s-ar putea să fie au bătut la anul trecut, o să se bată și anul ăsta, doar s-au întărit. Dar nu cred că sunt, cum ziceam și la început, Estul e slab. Nu cred că în afară de ce am povestit până acum, Heat, în esență, Cavaliers, Chicago, poate și Toronto, să aibă șanse mari să ajungă în afară. Restul sunt Toronto are un grup de jucători tineri foarte interesanți. Anul trecut s-au descurcat foarte bine, acum sunt doar un pic mai experimentat. Au păstrat aceia jucători, au reușit să semneze Kyle Lowry. Ce jucători tineri au? L-au pe Lituanianul, cum îl cheamă? Valenciunas. Care îmi place, Valenciunas, care mie îmi place. Da. Amir Johnson la power forward, l-au pe DeRozan, care e un fenomen. Da, ăla e bun. Star, da, e starul. Așa, și un point guard foarte bun în Lowry. Da. Rezerv. Da. Da. Mă aștept, anul trecut parcă n-au prins play-off-ul. Au prins? Da. A fost o serie foarte competitivă. Cum ziceam, este slab, unii dintre noi nu prea urmăresc. Da. Cred că anul ăsta o să mă uit mai mult la conferința. Nu, dar o să poți că acolo fie mai, o să fie mai interesant. Să vezi cum pierd Brooklyn și New York. Asta o să fie distractiv. Da. Tu ce zici, Gaf? Ce... Tu erai cu New York, erai cu Melo, cu... Sperai, da. Bine, tu sperai ca Melo să vină la Lakers și da. Gaf e fan Lakers, da. Declarat. Și să mă duc de asta. Knicks mi se par că au șansele mai bune, pentru că au luat pe Phil Jackson și asta spune foarte multe. Un manager de calibrul lui, care are foarte multe, foarte multă experiență, poate să dea feedback noului antrenor, care e Derek Fisher și care e un fost... Un pariu un pic riscant cu Derek Fisher. Într-adevăr, un jucător cu foarte mare experiență. Uite, pariu cum a fost la Brooklyn, că tot vorbeam de ei cu... Și trebuie să nu uităm că Derek Fisher a fost și președintele Asociației Jucătorilor. Deci el e un om care liderul... a fost pus în față mereu ca o voce. Liderul sindicatului. Exact. Da, o fi, dar asta nu-l califică antrenor. Uite, Jason Kidd a trecut tot așa, a trecut direct de la o carieră strălucită ca jucător până pe la 40 de ani, exact ca și Fisher. Și prima jumătate de an a învățat meseria de antrenor, echipa lui a pierdut într-una și au revenit în a doua jumătate. Fisher are, cum ziceai tu, mentorship acum de la Phil Jackson, s-ar putea să facă treaba mai bună, dar nu are echipă, dragii mei. Da, avantajul e că a lucrat mult cu Phil Jackson și poate o să vină mai ușor să îi pună
sistemul de joc, renumitul triunghi la... Da, eu vreau să văd cum o să-i facă ei pe Carmelo Anthony să paseze. Da, cum o să joace Carmelo... În triunghi eu cred că se va descurca excelent. Da? Da. Categorii, pentru că pasele vor veni foarte repede, el știe să-și găsească foarte bine corect zonele pe care e foarte eficient în teren. Pasele vor veni foarte repede până la el. După. Va depinde de el acum. E un problem. Și cred că trebuie să-l învețe, în loc de băț și morcov, știi, să-i pună o prăjitură în față, că el oricum e mai dolofonel așa, să-i pună o prăjitură și băț de la spate și pasează Carmelo, pasează. El trebuie să-și facă treaba, care el în fine realizator, cred că printre cele mai bune, 2 din ligă, cu Kevin Durant împreună. Eu eram fan Carmelo, când am reînceput să mă uit la NBA, eram fan, dar m-a dezamăgit mai ales pe partea de apărare. Dar am văzut meciuri în care omul a dominat foarte, poate să ia un meci și să-l domine cap-coadă. Dar acum, mai trebuie și un pic de apărare și o să vedem și cu triunghiul cum o să meargă cu pasele. Apărarea e o chestie, eu vă spun, în principal de dorință și de angajament. Nu e o chestie care neapărat trebuie să ai un talent foarte mare pentru ea. Trebuie să ai disponibilitatea pentru a-ți ține omul și a îți spune ție, băi, jucătorul ăsta nu trece de un anumit număr de puncte, pentru că eu asta îmi doresc pentru meciul respectiv. Da, și în momentul în care echipa m-a gândit în felul ăsta și antrenorul nou, va fi practic vocea lui Phil Jackson și va fi total altceva, veți vedea. Eu zic că New York va fi mult mai bine decât New Jersey. New York a mai făcut ceva mișcări? Ei momentan îți fac în salarii care sunt în generator, adică care contează foarte mult la cap space. Și vor să aducă jucători care să se înscrie mai bine în tactica antrenorului și să-l pună în valoare pe antrenor mai bine. Deocamdată încă defilează cu Amare Stasman. Apropo, care mulți bani cu de joc. Da, care au fost sezoane slabe și... Da. Au câteva rost de astea pietre de moară care de calitate să scape și după ce vor avea din nou flexibilitatea pe care Phil Jackson și-o dorește, vor putea să construiască bine și asta cred că într-un an de maxim vor fi foarte relevanți. Eu zic că în principal să avem sezon mai bun. Da, Washington o echipă interesantă, o echipă care... Deja s-a pus pe hartă, destul de serios, am întâmplut. Și-a prelungit contractele cu jucătorii buni pe care avea. Da. Cu Gortat, care e cât de cât bunicel, e un pivot bun și pivot sunt puțin bun la momentul ăsta în NBA. Pe cine mai au? Backcourt-ul este un backcourt extraordinar, e Bradley Beal și cu John Wall, care sunt doi jucători care bat la ușa. Wall mai ales este deja. La Wall poți să zici că e cam star deja. Da, absolut. S-a dezvoltat cu mulțumim în ultimul timp. 23 și 24 de ani, mai au și câțiva din ăștia și ce de îndemnat, ne l-au adus acum pe Paul Pierce, care de bine de rău mai trage la 32 ani de zi, înainte să-i cade roțul. Paul Pierce, eu îl văd ca acum mai mult ca un antrenor secund, adică clar o să-i dădăcească pe ăștia mici și aduce experiență de campionate câștigate. Dar cred că poate să și, adică e și omul care să câștige un meci. Dacă ai nevoie de un coș de la disperat, cam e omul care să facă deci treaba asta. Ei vor găsi cu siguranță valoare în Paul Pierce și pe partea, să zicem, de sharing a experienței sale, dar și pe partea de a fi un jucător decisiv în unele momente, cum a fost anul trecut pentru Brooklyn, pentru că el a câștigat seria cu Toronto într-un meci care a fost extraordinar. Brooklyn-ul... Nu știu ce să... Eu aș zice un sac fără fund. În sens, mai ales pe partea de bani. Mihail Prokhorov, patronul rus, a aruncat cu bani acolo neștire. După mine, aiurea, adică n-au avut o strategie clară. Ce credeți că o să întâmple anul ăsta? Anul ăsta, o mare diferență va fi întoarcerea lui Lopez, centru care a fost accidentat anul trecut. Brook Lopez. Da, el va contribui foarte mult la stabilizarea ofensivei, jocul va merge prin el, vor fi kick-out-uri, au în continuare aruncători buni de 3 și cred că l-au adus acum pe Jared Jack de la Cleveland, care e un jucător extraordinar, mai ales în ultimul sfert. Cam îmbătrânit, dar încă face treaba. Toți îmbătrânesc cu câte un an doar și până ei nu îmbătrânesc deloc. Da, oricum echipa asta mi se pare bătrână și că ziceai tu de Brook Lopez, nu mi se pare un așa mare, nu știu. Brook Lopez e
tipul de pivot care nu-mi place mie. Pivotii de odinioară l-ar mânca cu fulgi cu tot. Are 5 recuperări pe meci amorete. Dă într-adevăr 20 de puncte, dar din cauza că e pur și simplu mai mare, mai puternic decât toți oamenii care joacă la pivot acum în NBA. Dacă ai 25 și ceilalți au 25, da, o să dai 20 de puncte. Dar, again, e un moment în care în NBA pivoți buni sunt relativ puțini și... Și lucrurile care le observăm noi, bineînțeles, cum observa și Florin chestia asta, le observă și cei din cadrul echipei și vor adresa lucrul ăsta. Și după aceea, probabil că se va concentra în luta, nu stă să-i... Mai au coordonator de joc. Au coordonator de joc ok. Darren Williams. Darren Williams, care totuși e... Bunicel. A fost și el accidentat, dar încă e bunicel, încă... A fost și bolnav când eram... A fost și bolnav când eram, da. Da, încă face treabă. Da. Oricât m-ar durea pe mine să fie acolo Kevin Garnett și mie îmi place Kevin Garnett, nimic. Nu cred că fac anul ăsta nimic. Adică dacă prind play-off-ul finit și pierd în prima rândă, nu e o echipă combativă acolo și din păcate nici n-au făcut bazele pentru o echipă care să se bată la ceva. Da, nici nu văd pe viitor să facă mare lucru. Și ai tu mulți bani degeaba. Gândește că e început Andrei Kirilenko la sportul ăla. Kirilenko, care n-a mai jucat titular de vreme și de-abia a mai jucat. Și n-am precizat faptul că e și un antrenor nou de calibru. Lionel Lawrence e un antrenor care a reușit foarte multe cu... Da, antrenorul într-adevăr e bun, adică după ce s-au riscat cu Jason Kidd anul trecut, acum Russo a făcut o treabă bună, a adus un antrenor care cu experiență și care a demonstrat niște lucruri deja în NBA. Deci, overall, cine câștigă este? Da, că ziceai de Garnett. Boston... Are hai sens să vorbim? Vreți să plângi direct? Florin e fan Boston. Așa, sper să piardă cât mai multe meciuri, să ajungă sus în draft la anul și să avem niște jucători. Oricum o să joace doar bine pe tare. Hai să vorbim de lucruri dureroase. Bun, hai să vedem cine câștigă conferința de Est. Hai să ne spunem prima dată cine credem. Sau toată lumea crede că vor ajunge Chicago și Cleveland în finală? Da. Eu mi-aș dori, mi-aș plăcea mai mult o finală Miami-Cleveland. Da, aia fi explosivă. Audiență maximă și explozivă și ceva care toată lumea vrea. Sunt foarte multe rivalități în Est, mi se pare, și jucătorii se vor întâlni la un moment dat în play-off, indiferent că e la început sau la sfârșit. Bineînțeles că noi sperăm că să se întâlnească cât mai târziu ca să fie show cât mai bun. Dar există câteva rivalități în Est. Mi se pare că în Vest rivalitățile nu sunt chiar așa de pronunțate ca în Est. În Est sunt orgolii, e... na. În Vest sunt prea multe echipe bune, nu știi cu cine, da, pe cine să urăști. Da. Trebuie să alegi bine. Da. Da. Dar oricum, da. Bulls for the win din partea mea. Gaffi. E greu să zic acum, va trebui să văd prima dată cum joacă echipele, cât o săptămână, două, trei măcar, să îmi dau seama. Acolo, pe 5 lei. Sunt fan de Derrick Rose și vreau să câștige Bulls. Deci amândoi Bulls. Eu o să încalc pe inimă și o să încerc să folosesc rațiunea și o să zic că mai e. O să vedem, pe 5 lei. Bine. Ok. Dragi prieteni, sper că v-a plăcut episodul pilot al emisiunii Supano. Noi suntem un grup de prieteni, facem asta din pasiune, n-avem nicio televiziune în spate, suntem câțiva prieteni care ne întâlnim și vorbim despre basket și NBA oricum. Dacă v-a plăcut, dați-ne like pe Facebook și pe YouTube. Ne găsiți sub denumirea Supano și pe Facebook și pe canalul nostru de YouTube. Vă așteptăm și data viitoare. Numai bine. Jucați, profitați de vremea de afară, jucați un basket, măcar un 3-3 și să ne vedem cu bine data viitoare. Salut. Is there some call McG love thing happening here, baby, or what?